Urmăriți Fancy Nancy Clancy în fiecare zi la Disney Junior. Dar acum e timpul pentru un alt moment magic. Grace primește din greșeală o felicitare de Sfântul Valentin de la Nancy și acum crede că sunt cele mai bune prietene. Cum îi poate explica Nancy că nu e chiar așa? Nancy? Mă ascund! De ce? Pentru că nu mai scap de Grace! Vrea să stau lângă ea! Tot mai crede că suntem prietene! Nu i-ai spus despre încurcătura cu felicitarea? Am încercat! Dar a atârnat felicitarea pe perete și n-am putut să-i rănesc sentimentele! Cred că nu are mulți prieteni! Oh, biata Grace! Nancy! Ah! Haide, prietenă bună! Am rezervat locuri în față! Oh, bine! Abri, o să-mi lipsești! Poate reușești să spui ce vrei, fără să fii rea! Vești bune, Nancy! Mama a spus că ne scoate la o ciocolată caldă după film! Și mâine mergem la salon! Săptămâna viitoare... Grace, stai! Chiar trebuie să spun ceva! M-am bucurat că te-am cunoscut mai bine astăzi! Petrecerea a fost specială! Dar adevărul e că felicitarea pe care ai primit-o... Era pentru Brie, nu-i așa? N-am știut cum să-ți spun și nu vreau să-ți rănesc sentimentele. Dar eu și Brie suntem cele mai bune prietene. Înțeleg. Și eu am avut o prietenă la fel, înainte să mă mut aici. Îmi dădea felicitări mai bune decât felicitarea ta. E în regulă dacă vrei să stai acolo cu Brie pe margine. Înțeleg. Oh! Grace? Probabil că nu se vede la fel de bine de acolo, dar floricelele lui Brie sunt speciale. Nu, nu prea cred. Te rog, stai cu noi! Silver play? Oh, bine, doar de data asta. Magnific! Grace o să stea cu noi, Brie! Perfect! La mulți ani de ziua îndrăgostiților, Grace! La mulți ani și ție, Nancy! Sfătuită de buna sa prietenă Brie, Nancy a putut să-i spună adevărul lui Grace fără să o jignească. Nu ratați un alt moment magic și urmăriți Fancy Nancy Clancy la Disney Junior! Atingeți ecranele pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!